sunt Vrăbiuța și astăzi jucăm Fashion Famous! Da! Bună, Betty! O avem alături de noi și pe Betty! Așa, deci categoria este From Atlantis Underwater, deci trebuie să fim ceva sirene sau ceva legat de apușoară. Da? Da. Okay. Nu știu ce păr să-mi aleg. Mie mi se pare că sirenele au părul lung și frumos. Dar eu știi ce o să mă fac, Ariel? Ariel? Cât de cute! Eu nu știu ce o să mă fac random o sirenă care o să-mi iasă. Nu știu care dintre ele o să-mi iasă, dar clar una o să-mi iasă. Așa. Da? Să-mi vopsesc părul. Da. Oare ce culoare la păr să-mi fac? O să-mi fac rozic așa, cu capetele roz. Rozic? Da, și mă duc să mă bronzez, pentru că știi că sirenele ies să se bronzeze pe pietre din alea. Da. Așa. Eu ți-am mai dat join, deoarece eu nu puteam să-mi aleg. Așa, ok, și acum este. Poți? Acum cred că pot. Vreau să mă fac... știu ce să-mi pun pe cap! Aceea asta... Ori este ori... Aoleu, stai că mi-am pus altceva pe cap, dar nu voiam asta să-mi pun pe Am cap. Am venit, mă duc să mă bronzez. Da. Yay. Ce să-mi pun eu pe cap, mă, ca să fie o sirenă frumoasă? Nu-mi dau seama. Puneți o coroană. Am găsit coroana asta cu scoici. Wow, chiar e frumoasă. Dar cred că nu mi se potrivește părul ăsta. Hai că-mi iau altul. Da? Da, dar știu că pierd timpul, dar vreau să mă fac perfect de frumoasă. Uite, să-mi pun asta și dăm părul ăsta jos. Primul păr îl dăm jos, așa, da, jos. Dan. Și mă duc să mi-l vopsesc. Doamne, trece timpul! Trece. Mă fac tot așa cum am făcut cu rozic la capăt. Eu mă duc să-mi iau o balenă. Ia altul. Așa e frumos. Așa. Iar acum mă duc să-mi iau și o codiță de sirena. Mi-a dat o balenă. Mai am doar 2 minute. Oh my god! Mi-am doar 2 minute. Știi ceva? Eu mă fac o sirena black. Regina. Mamă. Eu nu știu cum să mă fac, dar stai că imediat o să hotărăsc. Aș putea să mă fac rozic, să știi că. Ei, ia să-mi iau așa, pentru că cred că se potrivește și cu skin-ul pe care l-am. Stai, că pierd timpul! Știi ceva? Nu mă fac niciun ariel. Nu? Nu te faci ariel? Nu, mă fac black. Și mă fac cu roz așa. Dar cum dau jos... gata, știu, am înțeles. Cât de cute sunt! Doamne! Cât de frumoase sunt! Așa. Eu nu pot să-mi aleg o față și stau tot timpul la o față. Încerc să apiși pe ea mai tare, nu știu. Așa, după 10 ani. N-avem nevoie de aripi ca și sirena. Avem deja tot de ce avem nevoie. Cred că o să mă duc la VIP ca să-mi iau ceva. Mă duc să-mi iau o coadă de sirena. Păi nu ți-ai luat încă? Nu, am stat 2 ani la față. Ia să-mi iau așa niște fulgere. Sunt... o să-mi iau chestii astea care se învârt. Hai măi, de ce nu se apasă? Gata, mers. Mă duc să-mi iau repede un păr. Iar eu mă duc repede să-mi iau un ceva în mână, că n-am nimic în mână. Nimic. Acum îmi place orice păr, așa. Hai. Cred că am nevoie și de niște parfumași. Să-mi iau bule din astea! Sunt stresată! Uite cât de drăguț! Pot să-mi iau și o balenă! Mi-a luat și o balenă după mine! Pe bune, eu mi-am luat o balenă! E tare! Eu n-am văzut, dar mi se pare super tare! Bună! Sunt cea mai tare! Uite, ne-a scris cineva! Bună! Bună! Bună, Roxy! Prima este Elif Nurx, cred că așa o cheamă. Arată mai mult ca o din aia vrăjitoare din apă. Știi eu cam așa arăt, cred. Ca o sirenă din aia de pe partea răului, dar păi și eu sunt pe partea răului. Ia Roxiana! Ia să te vedem, Roxiana! Roxiana este cute! Foarte drăguț, îmi place combinația de culori. Okay. Îmi place foarte tare și mie. Chiar arată super drăguț. Urmează Andreea Erica! Yay! Cât de tare s-a făcut! Wow! Cât de mișto! Da! Uite și-a găsit coroană cu steluțe. Eu n-am văzut-o pe nici asta. Mi-a luat super niște tare! Eu sunt așa rozic! Uite, următoare sunt eu!
faci, nu? La 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 la. Uite, uite, pa pa pa. Nae, 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 nae. Da. Am apăsat pe toate care mi-au venit, efectiv, nu m-am uitat neapărat după ele. Așa, apostol, gata, ia să te vedem. Mă duc să-mi iau niște emoji-uri. La mine este... A, uite cum a apărut! Mai întâi era invizibilă și după a apărut. Da, și la mine, și la mine. Cred că nu a avut timp sau cred că a intrat pe final. Cred. Și mai e cineva? Oh, Alex și Ioana. Ia păi, dar normal că mai e cineva eu când... A, dar chiar că nici nu m-am gândit la asta. Uite ce drăguță s-a făcut. Super, super, mega cute, îmi place. Da, e super. Tu tot cam așa ești? Da. Tot așa cu negru? Da. Ia să te văd cum te-ai făcut. Eddie Boss. Stai că mai întâi Eddie Boss. Eddie Boss, Eddie Boss. Care nu cred că înțeles categoria. Da, da. Cum este drăguț. Îmi plac aici. Create categorii. Vrei să pun eu o categorie? Wow, dar ce? Poți să faci cu 25 de Robux. Ce vrei? Ba, nu știu. Tu ce vrei să fie? PG. PG? Submit. What? Uite, asta ești tu? Da. Wow, cât de tare! Dar chiar că tu ești o combinație dintre mai multe pe care le-am văzut azi. Arăți foarte, foarte interesant, îmi place. Vă rog, votați-mă! Te-am votat. Ia să vedem. Să vedem. Uau, cât de tare! Hai că măcar eu sunt pe locul 3! I-am câștigat, nu? Nu, tu, asta e altcineva. Ba nu. Ba da, tu aveai două codițe, măi. Ah. Ți-am zis că seamănă de tine. Hai că tu erai pe locul 4. E ok. Da. My God. Deci categoria e Piggy, pe care a ales-o Betty. Și uite, cineva e îmbrăcat ca un personaj din Piggy. Da? Aici. Tu ce o să fii? Nu știu ce o să fie. Eu să fiu Piggy. Probabil și eu, că eu nici măcar nu știu cum mai exact ar trebui să mă îmbrac. O să încerc să fiu o purcelușă, da. Așa. Mă duc să-mi iau niște urechiușe, că știu unde sunt. O să-mi iau părul așa. Piggy n-are păr. O să fiu ceva wannabe Piggy, nu o să fiu chiar Piggy. A, serios? Da, mă încerc să mă fac cât mai roz, cât mai chestii, trestii, dar nu neapărat fix în fix. A venit și Pica. A venit și Pica? Bună, da. Pica! Așa, dar unde mai să-mi iau urechiuri din alea, că nu găsesc aici? Poți să mă fac iepurașul ăla? Și ce zic? Da. Așa. Sincer, nu știu cum mă era îmbrăcat iepurică, dar o să încerc să mă descurc. Așa. Așa. Wow, cât de cute am găsit aici o hăinuță foarte mega cute. Da? Da, doar că nu știu dacă se potrivește neapărat cu acel iepurică, dar îmi place prea mult cum arăt, așa că cred că așa o să rămân. Ok. Și să-mi iau și o față drăguțică. Fățucă? Da. Pe Piggy nu prea are față drăguțică, știi? Aia e. Eu o să fiu un personaj care joacă Piggy, știi ce zic? Adică ca un jucător din Piggy, nu neapărat chiar Piggy. Știi ce zic? Așa, deci categoria este Piggy, înțeleg. Dar nu știu cum să mă fac. Ai ales tu așa o categorie. Nici eu nu știu. Trebuia să zici covorul din sufragerie. Efectiv era cam vrei acela. Să mai pun altă categorie în română? Cum ar fi să fie covorul din sufragerie? Vrei? Ar fi foarte mega amuzant. O să pun data viitoare covor de sufragerie. O să fie super. Te pune, chiar pun. Am înțeles, dar eu te cred. Eu nu am zis că nu te cred. Ia să vedem ce accesorii aș putea să mai iau. What? What? Am găsit aici un fel de leu, tigru, care stă pe fața ta. Ce e asta? Da, e ciudat. What? M-a făcut așa drăguțică, dar nu știu dacă o să mă ajute cu ceva asta, pentru că categoria este Piggy. Chiar sunt curioasă cum o să arăți tu. Da? Ca da. Un Piggy adevărat. What? Și să nu te uiți la mine. Păi, încerc, na, acum dacă o să mă uit din greșeală, nu-i vina mea. Ok. Wow, cum luminez. Radiez a fericire și pozitivitate și frumusețe. Așa. Eu măcar mi-am pus urechiușe. Eu radiez răutate. Eu mi-am pus urechiușe, sunt aia cu urechiușe drăgălașe. Păi și eu mi-am pus urechiușe drăgălașe, dar na. Trebuie să fac zi e cea mai de treabă. Da. Și eu chiar am văzut... sabia lui Zizi.
Da? Da. Aici? Da. What? Serios? Mhm. Eu sunt gata. Și eu sunt gata. Laura, stai. Stop, vrei stop. Să mă vezi? Da, vreau. Uite. What? Cât de ciudat arăți. Păi așa arată ca pici, nu? Doamne. Tu nu arăți deloc ca pici. Eu sunt așa, drăguțică. Iepurică drăguțică. Și iepurașul ăla. Poate ești iepurașul nostru. Da, chiar că... Tu ești iepurașul meu, vino. Iepurașul meu, vino. Așa, să-mi pun și ceva frumușele, floricele. Stai, eu mă duc să-mi pun răutate. What? Dacă îmi pun floricele, mi se duc străluciurile din jurul meu? Eu îmi pun un nor de supărare. Eu mi-am pus floricele și hai să-mi iau și un animalus dacă tot am timp. O să-mi iau o zână, cred. O zână care merge după florile mele sau să-mi iau o găină? Nu știu. Îmi plac găinile. Uite ce găină, drăguță! Hai, găinușo, urmează. M-am deshotărât, am altă față. Dar de ce găina mea nu e colorată? Cred că are bug. Cred. Hai că-mi iau pisica atunci. Pisi. Am făcut o alegere foarte proastă când mi-a dat toată față. Gata, time's up! Prima este Elif Nurx. Ia să vedem. Uaa, hai că și-a pus urechiușe de Piggy. Da. Și-a pus urechiușe de Piggy. Eu zic că a făcut categorie destul de bine. Este toată roz. Da. Cât de cât. Ia, ce nume complicat. N-aș fi putut să-l zic. Mamă, cât de cute e și asta. Nici una n-a respectat categoria, doar eu. Da, eu trebuie să fiu votată. Măcar sunt roz. Măcar sunt roz, adică măcar... Păi da, dar puteți să vă alegeți... Puteți să vă alegeți... Uite, și ea și-a pus urechiușe de Piggy. Adică măcar ceva au încercat să facă. Hai că de obicei nu toată lumea poartă urechiușile astea. Știi ce zic? Da. Și acum chiar multă lumea a folosit. Eu de obicei văd. Adrian Che, ia să vedem. Uite, hai că ea se apropie. Se apropie. Stai că îi dau 3 stele. Se apropie de Piggy. Îi dau 3 stele. Ok. Așa, mai departe. Eu sunt iepurașul. Mă scuzați, cum am putut, așa am putut, da? Cum da. Am putut, așa am putut. Uite-te, pam, pam. Naie. Dar nu naie, am pus de toate. Hype, wow, uite cum am plecat. Bețel Club oficial. Uite-o cum se învârte. O Piggy în toată splendoarea ei. Foarte cute ești, Betty, să știi. Votați-mă, vă rog. Te-am votat. Uite, Pica. Pica. Asta vedem, Pica. What? Cât de tare. Da. Deci arată și ca o sirenă și ca de toate. Da. What? Și ca Piggy arată un pic. Și ca Piggy arată da. Un pic. Da, pentru că e chel. Da. Sandra, ia să vedem Sandra. Sandra cred că, nu știu, a zis și sorry, deci cred că este ok. E oricum drăguță. A zis scuze pentru acest outfit. Da, cam asta a zis. Ea era ultima, că a zis ultima, dar nu cea din urmă. Bine, să vedem. Eu cred că tu meriți să câștigi. Ia să vedem dacă ai câștigat. Yay! Wow! Bravo, Betty, este pe locul întâi. Și uite-te, toate persoanele care și-au pus urechi de Piggy sunt pe locuri, vezi? Da, da, eu ți-am zis. Eu nu sunt, dar eu nu mi-am pus urechi din astea. Deci eu cred că mi se pare că este cifra. De ce ești pe penultimul loc? Aia pot să trec peste. Mie îmi place cifra 7. Deci, vreau da, e preferata mea. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Vrăbiuța voastră și ne revedem în următorul videoclip. Pa! Pa! Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit